Gata, ia. Ai scos? Bă, aici. M-a omorât. La ce dracu mi-ai dat mesaj aseară? La ce? Bă, coaie, să vezi, fere-mi. Am crezut că voi erați, că erați voi la bază la noi. Și de unde coaie, că erau alții coaie, vai de pola mea. Cum adică erau la bază la voi? Da mă, da, deci noi avem niște vecini care s-au jucat și voi cu degust și au avut exact aceeași bază, adică la modul ce mă cerți. Exact în același, știi? Așa. Și coaie l-a omorât pe Manuel. Și după aceea, na, prima, am crezut că voi sunteți. Așa. Și după aceea cu aia să aflăm că... după aceea să aflăm că erau, băi, muiștii aia campau acolo de câteva ore. Așa, au așteptat ore întregi ca noi să ne întoarcem la bază. De unde ești prost? Eu? Păi de unde știți? Au așteptat de ore. Unde știm? Da. Că încă se joacă, l-am mai bătut și noi acum, am luat, de pe el Tundra și un de-asta, cum se numește, un AKM. E, adică oamenii sunt super ghirați, au luat zvalul meu, adică eu zic, vă zic sincer, dacă l-am dat raid ăsta, ăștia se joacă și nu vă exagerez, cred că se joacă așa. Mănâncă, se joacă, se cacă, după aceea se mai joacă și după aceea dorm. Da, mai ești ce fumează un țigară, mă, n-are cum. Cred că fumează de la calculator, cred că e... Aaaa. Tutungeria acolo la ei. Dar nu, la modul cel mai serios. Deci sunt rupt băieți, adică eu i-am văzut în continuu online și sunt mulți. Nu știu cât sunt în total. Câteodată am văzut 3, câteodată am văzut doar 1, câteodată 2, adică joacă pe ture cum ar veni. Păi, și ce, v-au campat? Ce v-au făcut? Da, mă, da, au stat ore întregi acolo și n-au... Și câteau acolo, ești nebun. Păi și v-au omorât? Îmi stai seama că n-au omorât, dracu. Că am prins, mi-a zis ăsta cu care ne-am ajutat noi la Emanuel, mi-a zis că e unul, după aceea erau doi și după aceea am pierdut toți și m-am murit ăsta. E căcat, bă. Noi azi am fost pe la Tricresta, pe la Mișchino și sus la Tricresta, acolo la Huntinguri, nu era nimica, era lutat. Și am trecut și pe la voi pe acolo când mergeam înapoi și erau tăiați copaci gen pe lângă casa voastră. Da. Păi da, ți-am zis, ăștia și-a făcut casa aici în huntingul ăsta. Ăla, exact huntingul vostru și-a făcut, știi, ei și au avut și wipe-ul trecut. Da. Că ăștia sunt veterani, ceva, de că au... Noi am venit să luptăm satul vostru acolo și am văzut că erau copaci tăiați pe lângă baza voastră. Oamenii sunt online 24/7, zic sincer. Și acum, după ce l-am bătut pe ăsta care avea AKM, nu știu unde e acum. Deci mai probabil vine cu forțe proaste, te dai seama, cu nerf, cu de-astea. Deci, fiind, ăsta al meu trăgea din bază, i-a trăgea atenția și l-am ocolit eu și l-am bătut. Dar prostul, ghiți ce, jucat cu lutul nostru, ca și idee, cu ghiozdanul nostru. Era băiat cum ar veni. Da. Păi și cum dracu v-au omorât aseară? Simplu. Că când la voi acolo, unde dracu a stat? V-a așteptat afară sau unde? Nu, că nu. Stătea pe pian prostul. Și n-ai cum să-l vezi, și dacă deschizi toate ușile, n-ai cum să-l vezi acolo la pian. Vezi că el stătea exact în colț unde era unghi mort, înțelegi? Trebuie să dai pic. Asta e faza mea nașpa la casa asta pian. Că dacă nu-ți faci ca lumea ușile și așa, e greu. E greu să ieși, dacă nu e cineva deja în bază. Dacă e cineva deja în bază, easy kill. Dar dacă nu e, e greu. Și n-am avut nici grenadă, știi, să le dăm, așa, pula mea. Eu nu prea aș dă cu grenadă, că mi-e să nu explodeze niciodată mine, știi ce zic. În fine, dar v-am zis, dacă vreți să veniți să ne ajutăm sau așa, vă zic sincer, dacă i-am bazat pe ăștia, care se joacă în continuu, eu zic că luăm mai mult loot decât, cred că pe oricine, de pe serverul ăsta. Păi, aveți telecomenzi că noi avem niște, mi se pare că mai avem un plastic exploziv, da? Avem și noi plastic exploziv, aveam eu mai devreme un Claymore, aveam un Claymore, dar am murit cu el. Păi și telecomenzi, că fără eu nu merge. Păi cu telecomandă, Claymore cu telecomandă. Păi nu, ăla oricum e standard, zic telecomandă separat pentru plastic. Eu nu știu să armezi. Ții telecomanda în mână și dai pe el și-l armezi. Plastic, da. Păi și Claymore ăla dacă are telecomandă de aia după ce le explodezi, mi se pare că nu dispare telecomanda aia, îți rămâne. Bă, dispare, dar e alt tip de telecomandă. Aia care nu-i pușcat are niște fire pe ea.
Ai armata și pușcată după nu mai are fire. Te recomanda simplu. Sunt niște diferențe, oricum, da. Na, n-avem de recomandă, dar, dar avem explozive. Și avem și glanțe, avem glanțe la AKM, deci poți să treacă AKM-ul undeva la 340 de glanțe, să zicem. Păi și câte dacă uși au, om, frate, că dacă au 4 full... Bă, ești... Noi avem baza, azi e a doua zi de bază, dracule. Păi și ăștia la, la fel. Dar s-au jucat cu aia, se joacă pe ture ăștia, zic sincer, nu e... Ăștia nu sunt tovarăși, sunt la muncă. Da, nu știu. Eu ți-am zis, ăștia sunt foarte ghirați, au luat, gândiți-le ce au luat doar după noi, ghiri, de nebun. Și-a văzut ce arme aveam. Aveam, aveam, eram ghirați. Și acum ăsta, gândiți-le că a plecat el singur, joacă, a jucat solo și a plecat cu AKM, îmi vezi seama, ce-are în bază. Da, adică nu-i frică să pierdă sau ce, dacă păi e... da, asta, păi înseamnă că ăsta e pișat pentru el, dacă el a ieșit solo așa cu o iubită noastră. L-am mai bătut pe unul acum, tovarășul ăsta meu aici, l-am bătut pe unul care avea M4 cu ce savană e de mult. Tot așa, și ăsta venea dintr-o bază, ceva, că avea două încărcătoare.